Mâine, 17 mai, expiră termenul pentru depunerea și înregistrarea dosarelor candidaților la concursul național de titularizare 2023. Vă reamintim că înscrierile au început luni, 8 mai, iar Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a scos la concurs aproape 1000 de posturi vacante, respectiv 80 de posturi titularizabile și 911 posturi pentru suplinitori, posturi întregi, dar și fracțiuni de normă. Până astăzi s-au depus 432 de dosare și, spre deosebire de alte județe, la noi, aplicația Ministerului Educației pentru înregistrarea candidaților la concursul național de titularizare a funcționat fără sincope. De dosare depuse pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor, pot să vă confirm faptul că până în acest moment s-au depus 432 de cereri de înscriere. Mai avem astăzi și mâine termen. Zilele în care se termen, în care se pot depune dosarele de înscriere, iar de mâine, deci 17, 18 și 19 mai, va avea loc validarea cererilor de înscriere. Nu au fost înregistrate sincope sau disfuncții în ceea ce privește aplicația electronică în județul Hunedoara. Până la sfârșitul zilei, ieri au fost introduse toate dosarele depuse. În județul Hunedoara, cele mai multe posturi titularizabile scoase la concurs sunt pentru catedrele de învățător, 12, muzică instrumentală, 15 și educatoare, 27. Pentru a se titulariza, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7, atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă, în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor, deci pentru angajarea pe o perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5, atât la proba scrisă, cât și la inspecție.